Bună dimineața și bine v-am regăsit pe canalul meu mort. Astăzi ne jucăm Attack on Titan în realitate virtuală. Așa este, dacă vrei să fii urmărit de oameni super creepy, gigantici, dezbrăcați care vor să te mănânce, poți să faci chestia asta în realitate virtuală. Așa că, înainte să trecem la treabă, vreau să citesc comentariul de astăzi, care vine de la Lavinia ATQ3VY. Jur că nu înțeleg de unde scoateți numele astea, explicați-mi vă rog. Care ne spune? Inima, gata. Ăsta a fost, cred că, cel mai greu comentariu de citit. Așa că o să vreau să trecem direct la treabă și o să vreau ca tu să apeși acum pe butonul de like, pentru că dacă nu, o să fii noaptea urmărit pe străzi de titani din Attack on Titan și o să te mănânce. Posibil, eu doar zic, apasă pe like, e gratis. Mamă, suntem în Attack on Titan, ce mâine am, frate? Dar unde mi-e echipamentul să sar? De ce e un fum verde în față? Înseamnă că s-a bășit cineva. Nu înțeleg pe unde fug. Oh, e un titan în spate, uite-te la el cum arată. Nu, e un titan în față acum. Ajutor, sunt urmărit de titani. Bro, stai, parcă nu mai vreau să mai fug acum spre bășina aia verde. Ia uite-l cum îmi zâmbește, fratele. Stai că îi fac o schemă din asta cum am învățat-o la școală. O între prelungire, i-am trecut printre picioare, ia fiți atenți. Hei, ce l-am păcălit pe frate. Aulă, ce fund are, mai bine nu mă mai uitam. Uite-te cum cât îi ia să se plece, ce-a făcut? Și-a băgat mâna printre picioare, ce fraier e. Păi dar nici nu-mi trebuie echipament că tot îl păcălesc. Pot să stau aici să dansez o zi întreagă, stai, nu cred că o să mă mai ai la fundul ăla totuși, că mă cam sperie. E, păi asta e bine că am scăpat de titan, nu mai mă bate pe mine niciun titan, frate. Mamă, uite o clădire, oulu, mai e un titan aici. Stai frate, te rog eu frumos, lasă-mă în pace, domnule titan. Mamă, dar ce fain arată zona asta, bro. Am terminat misiunea, am fugit până la bășină. Asta trebuia să fac? Stai, bro, așa, uite ce m-a prins ăsta, păi da, eu am terminat misiunea și m-a luat ăsta în mână. Wow, ce mă mănâncă titanul, fratele meu. Mamă, spute gura rău de tot, frate, ia uite-te cum ies vaporii de putoare din gură. Ce zâmbe de puturos ai, nu mă mânca, te rog, am glumit, am lăsat, nu, mamă, ce salivă are, bă, stai, frate, nu mă mânca. Aulău, a scăpat, i-a făcut cineva o schemă, i-a făcut Levi, m-a găsit, ia-te-a mâna, uite mâna cum sare, ne mișcăm în slow motion. Ia uite-te ce buricare, aulău, doamne, stai așa, nu, te rog să nu cazi pe mine, că tot o să mor. Oh, a căzut pe jos. Am fost salvat, sunt salvat, uite-l cum se descompune, fraierul. Așa meriți dacă nu te speli pe dinți. Domnule Levi, mulțumesc, frate. Levi, șeful meu. Opa, ce se întâmplă acum? Sunt în altă zonă. Am o carte în mână, ăsta e tutorialul, ia fiți atenți. Ok, am înțeles. ODM Giru, îl avem în mână, ia uite ce cool arată. Și acum trebuie să facem schema, facem ancor cu ancor și tragem, ia, ce-am sărit. Bro, ce tare e, ia uite cum zbor cu... Oh, s-a terminat tutorialul. Avem tura 2 să ne swingărim prin ceruri de 5 ori. Haideți să-i dăm drumul. Ia uitați-vă. Mamă, fac o schemă acum. Și acum, încă o dată, am terminat misiunea. Bro, ce fain e. Noul nostru tutorial, să ne prindem de peretele ăla de acolo. Ia fiți atenți. Trebuie să tragem cu amândouă DM-urile și ne-am prins tare de perete. Ce-a rămas aici? Tutorial ușor, frate. Doamne, stai așa că nu mai mi iese manevra focusată. Stai. Așa, focusăm manevra. Ia fiți atenți. Din pădure de aici a ieșit șmecherul. Și s-a terminat misiunea. Ia uitați-vă ce frumos arată orașul ăsta. Acum învăț cum să scap de săbile astea stricate, că s-au uzat prea tare. Le dau așa drumul și bag aici săbii noi. Ia uite ce frumos și sclipitoare sunt. Ce tutorial șmecher. Mi-am luat Giro ODM, uitați-l, el aici la mine și trebuie să mă duc să bat titanii. Stai că nu știu unde sunt titanii ăștia. Mamă, ia uite un titan. Aoleu, stai că vine titanul spre mine. Mamă, ăsta e titan chinezoi. I-am tăiat gâtul. Mamă, nu i-am tăiat gâtul. Stai, atunci îi facem o schemă. Mamă, i-am dat deș. I-am tăiat gâtul acum. Tot nu reușit să-i tai gâtul. Haide că acum i-am tăiat gâtul. Mamă, băi, dar ce gât, ce ceafă are nebunul. Stai așa că vrea să mă prindă ăsta. Nu. Era să mă prindă. Vino cu acest, domnule titan. Ia așa ca așa. L-am tăiat la gât, lej. Mamă, stai că am plecat departe. Stai. Nu mai e. A plecat domnul titan. Uite, e un semnal verde acolo. Cineva are nevoie de ajutorul meu. Mă duc să-l ajut. Mamă, dar stai așa că e complicat să folosești girul ăsta ODM. Trebuie să îmi dau seama acum. Suntem la semnalul verde. Doamne, cum am ajuns. Uite-l pe Levi sau cine. Ăla e Armin sau cine e băiatul ăla? Sau eu sunt
sunt Armin. Ia uite, băiatul ăla are nevoie de ajutor. Mergem departe să-l ajutăm pe băiat. Oh, wow, 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 stai, fratele meu. Stați așa puțin că e puțin cam greu să fac deșurile astea. Mamă, am aterizat. Haide să vedem unde mai sunt niște titani pe care trebuie să-i batem. Uite titanalul, titanelul, titanașcu. Sărim, îi facem schemă. O, de învârteală, l-am tăiat. Nu, opa, n-am mai tăiat de câteva ori. Stai așa să-i facem o schemă pe care am învățat-o eu la antrenamente. Îl tăiem la picior. Nu, sunt blocat, nu merge tăietura la picior. E blocat acolo și el. Atunci, îl prindem, îl tăiem la ceafă. L-am tăiat la ceafă. L-am tăiat de mai multe ori la ceafă. Au, mi-am dat drumul de pe el. Sunt ca o cârtiță. Sunt ca o cârtiță ca... Au, au, ce era să mă prindă? Haide și... No, nu mai am sabii. Ce se întâmplă? De ce nu mai am sabii? Stai, domnule titan. Piua. Puțină pauză. Trebuie să scăpăm de să... Au, domne, stai, ce era să mă prindă? Ia uite grăsanul. Grăsanul voia să mă prindă. Îi dăm la picioare acum. Fiți atenți că îi sfârtecăm picioarele să-l aruncăm pe jos. Aoleu, mamă, ce era să-mi facă? Mi-a făcut schemă. Îi sfârtecăm picioarele. Oh, am sărit. Ia uite, s-a pus pe căcâcea. Băi, băiatule, băi, tu știi cu cine te bați aici? Sunt eu, Levi, titanul Armin. Trebuie să scăpăm și de săbile astea că s-au stricat. Cred că mai am doar două săbii la mine. Uite-l, mamă, ce șmecher se crede el. L-am tăiat? Cred că l-am tăiat. L-am executat, ia uitați-vă ce am făcut. Oh, stai că mai avem un titan. Ia uite ce fericit și repede vine încoace. Eu nu mai am săbii, acum mi-am dat seama. Stai, că se mișcă repede. Schemă, dreapta. Au, mi-a dat o bucată, cred că. Mă prinde ceafa lui și-l tai acum. Mamă, ce tăietură îi dau la ceafă. Fatala, tăietura fatală pe ăsta l-am făcut repede. Oh, nu l-am omorât? Stai, ce? De ce nu-i mort? Mai tăiem o dată. Am terminat misiunea. Am tăiat titanul. Yeah, let's go. Se pare că suntem chemați la următoarea zonă. Oh, stai că nu mergem prea bine. Gata, că am prins sprintul. Stai așa că... Doamne, iartă-mă ce se întâmplă aici. Dă-i tare. Și acum, mamă, ia, fiți atenți ce schemă am făcut. Oh, stai, că n-am făcut schemă. Sunt ca o furnică. Sunt ca o maimuță care merge. Oh, dă-i tare. Am ajuns la zona verde. Așa, gata. Și acum, hai să vedem. Oho, vin titani. Aș vrea să vină mai mulți titani deodată, că pot să-i bat și pe aia. Hai să vedem unde sunt titanii. Wow. Stai, că m-am blocat. Uite ce urât e titanul ăsta. Oh, m-am băgat direct în gura lui, era să mă mănânce. Uite-te la titanelul ăsta urât. Mamă, dar nu merge. Nu înțeleg cum merge ODM gear-ul ăsta, că mă... No, m-a prins. Era să mă prindă. Era să mă facă bucăți. Ați văzut ce mi-a făcut băiatul ăsta? Așa, ne învârtim în jurul lui. Mamă, stai. Ce a ridicat ăsta mâinile? Mâinile sus, poliția titanilor a venit aici. Haideți să ne învârtim puțin în jurul lui. Mamă, dar ce urât e. Ia uite cum merge șmecherul. Dar ce? Merge așa ca șmecherul la Sanchi să mă intimidezi tu pe mine sau cum? M-am dat la o parte. Mi-a dat cu mâna în cap. Stai că mi-a dat cu mâna în cap. Mi-a spart capul băiatul ăsta. Mi-a spart capul rău de tot. Stai, vărule. Stai. No! Vă rog frumos, trebuie să-i fac o schemă, cred că. Stai așa. Stai că-i fac o schemă acum. Mă trag printre picioarele lui, fiți atenți. Mamă, mi-a dat în cap cu totul. M-a prins, stai că trebuie să-i tai mâna. No, dă-mi drumul. Mamă, ce era să mă prindă. Oh, da, am scăpat și acum îi dau în spate. Am rămas fără săbii. Nu cred că mai am săbii. Apa, da, mai am. Numai că nu mai am viață. Uitați-vă ce mi s-a făcut ecranul roșu. Stai așa că-l batem și cu ecranul roșu pe băiatul ăsta. Ia fiți atenți și-l batem aici. Uite cum merge. Deci trec acum printre picioarele lui. Aia, am trecut. No, m-a prins iară. De ce n-am reușit să trec printre picioarele lui? Ia vino cu acea. Îl prind acum. Mamă, ce am dat la spate. I-am dat la spate la ceafă, i-am rupt ceafa. Și mai mergem o dată acum și i-am rupt ceafa cu totul. Am bătut titanul. Mamă, ia uite-l pe ăla cum merge. Face flossing, ce face? Mă, iartă-mă pe mine, domnule, dar ce-i cu mersul ăsta? Nu mă supărați că vă întreb. Wow, ce l-am prins acum. Mamă, ce l-am prins cu schema asta. Stai, că mai trebuie să-i mai facem o învârteală. Și am dat la ceafă și l-am executat. Încep să devin din ce în ce mai bun. Bătătorul de titan din ce în ce mai bun. Ia uitați-vă la... uite încă un titan. Ia să vină încoace titanul ăla. Bună, domnule. Am impresia că pe tine te-a mai bătut, sincer să fiu. Opa, m-am prins de... Stai, nu mai am ODM gear. Nu mai am gaz. Wow, stai, sunt doi titani. Uite, ăsta e băiatul mai mic. Ia uite-te. A, mi-a dat palmă peste cap. Stai, mă, șmechere, dar de unde crezi tu că vii așa? Auleu, ce zâmbet a făcut ăsta. Ce zâmbet a făcut? Stai, omul, ce zâmbește ăsta? Stai că vrea să mă muște. Ia uite-l pe ăla sare. Ăla e titanul săltăreț. Mamă. Stai, uite ce sare copilul. Ce sare copilul după mine. Ia vino cu acea... Am executat mai întâi titanul ăsta. Așa, și acum a mai rămas săltărețul ăsta. Ia vino cu acea, băi, săltărețule.
A dat cu palma aici, dar nu a reușit să prindă nimica. Ăsta e șmecher așa, e turbokinetic băiatul. Ia să vedem cum îl rezolvăm pe băiatul ăsta turbokinetic. Și ne săltărim la gâtul lui. Îi dau aici. Cred că mi s-au stricat blade-urile, sincer să fiu. Da, nu mai am blade-uri iară. Le scoatem. Am băgat altele. Uite-l ce repede vine. Era să mă prindă. Stai așa și la ceafă. Atacul la ceafă. Atacul la ceafă. Așa, bun, l-am atacat o dată și încă o dată la ceafă. Stai că mă prinde. Mamă, ce era să mă prindă? Era să mă prindă rău de tot. Așa, gata. M-am dat așa pe la spatele lui și atacul la ceafă. L-am prins. L-am executat ceafă la băiat. S-a terminat și misiunea asta. Hai să vedem unde mergem acum. O, da, trebuie să facem altceva la misiunea asta. Trebuie să luăm supplies-uri. Hai să mergem repede să luăm supplies-uri. Ce a venit nebunul de salam. Stai. Așa, bun, am luat supply-ul. Fug la următorul. Uite-l pe ăsta ce mi arată. Ăsta îmbrăcat în verde aici, unde sunt supply-urile. Și acum facem sprint aici. Ce m-a ferit de titanul ăla. N-avem timp acum, nu ne batem, doar curățăm supply-urile de aici. Uite-l pe ăla. A rămas în urmă, fraier. Uite titanul bebeluș. Ce repede venea spre mine. Doamne, iartă-mă. Mamă, stai așa că vine titanul ăsta, mă rupe. Dar n-am luat chestiile astea. Cred că am luat. Mai avem o misiune. Trebuie să mergem la bășina verde. Mamă, ia fiți atenți aici. Stai că am uitat cum se mișcă. Trebuie să trag așa și după aia să-mi trag brațele, să fac ceva de genul. Așa, ia uite. Așa și fac așa și trag alea și le trag bine de tot și trag vânturi. Uite, mamă, stai. Așa, am ajuns la misiunea verde, cred că. Acum, gata, am ajuns. Ce mai avem de făcut aici? Sper. Încă niște chestii de astea trebuie să luăm. Acum, ia uite-l pe ăsta, ce repede vine. M-a prins! Am sărit direct în mâna lui din greșeală. Dăm drumul, nu mă mânca. Așa, gata, m-am ferit. Așa, și acum, mergem. Ce-mi vorbește Armin în ureche? Arminac e ăsta, că nu mă mai lasă în pace. Mă și enervează Armin ăsta. Așa, bun. Uite, avem niște supplies-uri aici. Nu, stai că mă mănâncă ăsta. Mă mănâncă nebunul ăsta. Mamă, dacă te supplies-uri. Ia uite-l pe ăsta, ce urât e. I-am dat la ceafă. Din greșeală i-am dat oricum. Stai să îmi înlocuiesc blade-urile. Și acum, așa, mergem mai departe. Luăm supplies-urile repede. Am luat supplies-urile. Câte mai avem de luat? Că nu știu. Uite câți titani s-au strâns aici. Ăștia vor să vină să mă prindă nebunii. Mă duc, unul făcea flotări, la face abdomene. Ce fac ăștia, sunt nebun la cap? Mă duc pe aici să strâng încă niște supplies-uri. Oho, am luat supplies-urile toate una după alta. Și acum ne urcăm așa pe aici. Ne-am dus, am făcut schemă. Și schemă la stânga, schemă la dreapta. Și am terminat misiunea că am luat toate supplies-urile. Yeah, let's go. Da, vin titanii. Cu titanul colosal când mă bat și eu? Odată. Ia uite titanii cum vin. Ăștia cred că au ei șanse împotriva mea. Ia fiți atenți ce schemă-i fac ăsta. Și l-am prins la ceafă. I-am dat la ceafă. I-am dat terminala. Terminala are cancer de ceafă, băiatul ăsta. Ce am făcut aici? Terminala la ceafă. Ia fiți atenți, arată de zici că e indian titanul ăsta. E a venit din Indiana, Indianopolis. L-am spart ceafa la băiat. Așa, ia uite cum cade. L-am omorât pe frate tu. Acum ai timpul să te batem și pe tine. Și am făcut schemă, l-am învârtit și acum de ceafă. M-am prins. I-am dat pac. Mi se strică săbile imediat. Trebuie să am grijă. Dar mă mai duc o dată la ceafă. I-am prins ceafa. Ia uite ce l-am executat. S-a rupt sabia. O schimb și pe asta și pe asta. Și acum trebuie să mergem la zona verde. Și să mergem la zona verde. Sunt ultimul băiat rămas în viață aici care protejează orașul. Eu și ăsta verde. Ăsta verde cred că e Armin. Așa îmi dă mie impresia. Am ajuns aici. Mai trebuie să ajung și mai departe. Uite ce mari sunt zidurile. Uite ce fain arată tot orașul ăsta. E cool jocul ăsta, frate, îl recomand. Nu mai știu cât am dat pe el. 10 euro, ieftin. Așa, să mergem. Să-i dăm toare spre zona verde. Yeah! Am ajuns. Și acum, ia să vedem unde sunt titanii. Da, uite. Bășina roșie. Ne arată că sunt titani aici în jur. Uite-l pe ăsta care face flossing. L-am prins. L-am dat, i-am dat la ceafă. Ce mare e ăsta și urât. Stai așa că m-am speriat de grăsan. Uite-te, mamă, că-l prind acum pe grăsan. Îi dau la ceafă la grăsan. Și acum i-am făcut schemă. Stai, de-aia grăsanule, nu m-a prins tu pe mine. I-am prins ceafa, ia fiți atenți. Mai am o bucată să-i dau la ceafă și l-am prins, nu! Era să-mi sară în cap. Haide, auleu, că i-am sărit direct. Nu, stai. L-am prins, l-am bătut? Nu știu dacă l-am bătut, da. L-am prins, l-am bătut, l-am răposat pe băiat. Acum trebuie să-i mai rezolv pe băieții ăștia doi care îmi fac
fac flos aici. Ia de aici, bătută la ceafă. Am rămas fără săbi, nu-i nimic, nu-i nimic. Oh, ce era să mă prindă? Era să mă prindă băiețitura asta. I-am dat și lui ăsta la ceafă, l-am executat la cefuliță. Și acum, ia zi, băiatul meu, indianul meu, cum te executăm noi pe tine? I-am dat execuția. Stai că trebuie să ne mai întoarcem o dată, aparent. Și îi dăm execuția la ceafă. L-am tăiat de cefuliță, l-am rezolvat. Misiune completă. Avem încă o misiune acum. Trebuie să mergem din nou la bășina verde. Să vedem cine așteaptă la această bășină verde. Pentru că se pare că orașul începe să fie din ce în ce mai distrus. Hai să vedem care-i treaba cu orășelul ăsta. Sper că mai am niște titani de bătut. Uite că ne-am apropiat de zona asta. Ne-am apropiat de cazemata asta. Hai să vedem ce ne zice cazemata. Cred că e bătăta mare la cazemată. Ia, mai avem de mers? Sau aici am ajuns? Da, trebuie să dau defend la această cazemată. Acum mergem. Ia uite ce-l prindem pe băiatul ăsta indian. Și acum, i-am dat la ceafă. Îl mai prindem o dată și mai dăm o dată la ceafă. Și acum îl mai prindem o dată și i-am dat de 3 ori la ceafă consecutiv. Ați văzut ce șmecher am fost? Am fost șmecher rău de... Stai că nu mai am gaz. Ia uite ce cocoș are băiatul ăsta. Asta e cocoșar rău de tot. Vino mă încoace mă că... m-a prins! Cum m-a prins mă ăsta că eram urcat pe spatele lui? Nu mai am săbi! Nu mai am săbi! Mă mănâncă! Am fost mâncat! Nu! Rămăsesem fără săbi, nu mai aveam cum să scap de acolo. Ci că îmi zice tutorial cum să schimb săbile. Știu cum, eram prins de titan! Bine, o luăm de la început, mă duc după cocoșat prima oară. Ia fiți atenți ce-i fac la cocoșatul ăsta. Ia fiți atenți ce-i am făcut la cocoșat, așa. Mă prind iară de cocoașa lui. Și acum, mă prind iară de cocoașa lui. Și i-am executat cocoașa. Acum, mă duc la băiatul ăla. Stai că nu mai am gaz. Nu mai am gaz. Vino mă încoace mă, tu dai în cazemata noastră. Ia vino încoace. Eu mă de aici că l-am prins. Am prins schema, știu cum se joacă acum. Ia uitați-vă, acum mergem după băiatul ăsta. Haide, repede. Așa, l-am prins, i-am dat la... Nu mai am săbi. Le-am schimbat în timp ce făceam altă treabă. Wow, stai așa că misiunea asta e cam grea puțin. Nu m-a prins. Ce m-a prins mă ăsta că n-avea cum să mă prindă, ești nebun la cap. Ce m-a prins tu pe... M-am blocat în el, stai. Mă duc să le dau la ăștia la cocoașă. Auleu, doamne că ne rup ăștia cazemata. Ne rup ăștia. Haide, dă-i la cocoașă la băiatul ăsta. I-am dat cocoașa pe jos. Dar nu cred că apuc să-i bat pe toți. Că ne dau ăștia la cocoașă și nouă. Vino cu acea. Așa, l-am executat. I-am dat. Repede că ăsta ne rupe cocoașa aici. Nu, am pierdut că ne-a distrus călădirea. Trebuie să mă întorc chiar să le dau la cocoașă. Trebuie să mă mișc mult mai repede. Uite că am 1 minut și 25 de secunde în care trebuie să dau defend. Acum mergem. Mergem să dăm defend. Îl batem pe cocoșatul de la Notre Dame. Uite cum îi dăm. Așa, ne prindem iară. I-am mai dat odată. Și l-am prins iară. I-am mai dat odată. Bun, acum, repede. Să-l prinde pe ăsta. Sunt un singur om. Ceilalți nu știu ce fac, dar nu prea vor să vină să mă ajute. Că mă bat singur cu toți titanii ăștia și puțin cam enervant. Aia e faza. Uite, l-am bătut și pe ăsta. Eu îi bat pe toți, dar faza e că e greu să-i bat singur. Și în timp ce mă bat cu ei, mai sunt și ăștia alți care dau. Ouleu, doamne, că a sărit ăsta. A făcut turbocharge. Haide, dă-i la cocoașă. Așa, uite, acum trebuie să-l prind pe ăla. Îi dau ăsta în spate, așa. Îl mai prind o dată și dau. Așa, trebuie să-l mai prind o dată. Auleu, nu. Era să mă prinde el pe mine. Așa, i-am dat în spate. Ba nu i-am dat. I-am dat acum, cred că. Am rămas fără blade-uri. Și acum îi dăm și lui ăsta. Haide, încă o dată. Vino încoace, măi, domnule. A sărit, a făcut schemă. Stai așa. Mai stăm puțin că nu mai vreau să apară și azi titani. Mă bat doar cu ăsta. Mai am 15 secunde de rezistat. Mă învârt așa în jurul lui. Stai. Nu, stai că m-a prins puțin. Mi-a dat puțin damage. Stai așa, ia de aici, îl tăiem. Nu cred că mai merg săbile, s-au stricat. Sau că am stricat săbile. Ia stai așa. Cred că am scăpat. Nu, iară trebuie să dau defend. Cum adică? Uite pe ăla ce repede fuge. Asta cred că e cea mai grea misiune pe care am făcut-o până acum. Uite-te cum îl bat pe ăsta. Așa și l-am prins. Și a dus mâna la ceafă. Voia să mă prindă. Stai că sunt urcat în capul lui. Sunt urcat. Gata, l-am executat. Așa, stai. Cred că cineva atacă clădirea pe altă parte. Așa este. Cineva ataca clădirea pe altă parte. Ia uite-te la băiatul ăsta cum mi-ataca el mie clădirea pe altă parte. Dar nu ți-e rușine, măi domnule, că ți-am dat acum la ceafă. Ia să vedem, mai atacă cineva clădirea pe altă parte. Uite, e băiatul ăla acolo. Trebuie să mergem să-l prindem pe băiatul ăla. Îi facem schemă cu ODM Ghiru. Așa, și acum ne prindem iară de ceafa lui. Ne dăm în spate acum și ne prindem
iarăși acum îi dăm. Mamă, și încă o dată. Yes, i-am dat. L-am bătut bine. Cred că mai e cineva care ne atacă pe altă parte. Hai să vedem. Opa, ce faci, prietene? Vrei cumva să ne ataci căsuța? Ia vino încoace. Ia vină încoace că ți-am dat la ceafă. Ia să te văd eu pe tine cum ne atași nouă căsuța. O da, o da, o nu, o nu, o nu, o nu, uite-l pe ăsta ce repede merge. Băi domnule, băi domnule, uite-l pe cocoșat. Mă duc și după ăsta, îl prind și dau la ceafă. Așa, bun, 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 i-am enervat. Uleu, stai că ăsta e nervos tare. Ăsta e nervos tare, auleu, 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 că eram la picioarele lor. Așa, și îi dau la ceafă ăsta. Bun, și acum trebuie să-i dau ăsta la ceafă. Haide, haide, haide. Și ultima lovitură la ceafă, uite-l cum se uita la mine. Voia să mă prindă, să mă mănânce. Nu lăsăm noi să prinde să ne mănânce la ceafă. I-am dat la ceafă de porc. Uleu, stai că a venit un băiat și mai mare. Băi, băiatule, băi. Ia vino mă încoace. Ouleu, e cocoșatul de la Notre Dame ăsta. Auleu, 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 auleu. Stai măi cocoșatule. Măi nu nimeresc să-i dau la ceafă. Îi dăm la ceafă și am murit și el. Am câștigat misiunea, frații mei. Am terminat. Uitați-vă cum am apărat orașul. Bine, mai e puțin fum pe acolo și încă puțin fum pe acolo și poartă încă spartă. Mica sa aici, uite-te la ea ce fericită e. Mulțumesc mica sa. Stai să facem salutul de Attack on Titan, nu știu cum se face. A, uite, l-a făcut cu mine, ați văzut? Fac salutul cu ea și face cu mine, ia fiți atenți aici. Ho, salut! Mikasa, te-am salutat! Mikasa, salută-mă odată! Băi, Mikasa, da, ia uite-te mă la ea! Salută-mă, Mikasa! Uite, 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 m-a salutat iar. Da, și ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut aventura cu Titanii. Mikasa, ești super șmecheră. Cine a stat și s-a uitat la videoclip până aici, ești și tu super șmecher. Nu uita să bombardezi butonul de like și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipici, mua, mua, pa, pa!